Biroul Electoral Central a stabilit cum va arăta buletinul de vot pentru primul tur al alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie. Ordinea candidaților a fost stabilită prin tragerea la sors la sediul BEC. În total vor fi 14 candidați, la fel ca la alegerile din 2019. Aceștia vor fi candidații la primul tur al alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie. Inițial, pe site-ul BEC figura și Diana Ivanovici Șoșoacă, dar după decizia CCR au rămas 14 candidați, 10 membri ai unor partide și 4 independenți. Prin tragere la sorți, Biroul Electoral Central a stabilit ordinea candidaților pe buletinul de vot. Astfel că atunci când ne vom prezenta în secțiile de vot, vom primi un singur buletin de vot cu mai multe pagini. Vor fi trecuți în ordine Elena Lasconi, George Simion, Marcel Ciolacu, Nicolae Ciucă și Kelemen Hunor. Urmează independenții Mircea Joană și Ana Bircial, apoi Alexandra Păcuraru, Sebastian Popescu și Ludovic Orban. Pe ultimele pagini vor fi independenții Călin Georgescu și Cristian Diaconescu, urmați de Cristian Terheș și Silviu Predoiu. Campania electorală pentru alegerile prezidențiale va începe pe 25 octombrie și se va încheia pe 23 noiembrie, la ora 7 dimineața. Al doilea tur de scrutin este programat pe 8 decembrie.